Sărbătoare mare în calendarul creștin ortodox. Ziua de 25 martie vestea nașterea Domnului în Cartea Sfântă. Cum era de așteptat, ca în fiecare an la Biserica Bunavestire din centrul orașului, un sobor de preoți a oficiat o slujbă specială pentru această zi. Credincioșii au primit iconițe, calendare și pachete cu hrană. De Bunavestire, păi da, vestește că începe un anotimp, se schimbă și primii muguri de flori, pomi, ca aici și astea, primii înfloresc. Astăzi, așa se zice, că în prima... Nu vezi mereu de bună... În ajunul acestei sărbători înmuguresc caisii, florile de cais. Bine, și alte floricele, dar florile de cais. Buna Vestire, veniți aici la Buna Vestire, la biserică? Vin, în general, sunt o adeptă a credinței și a bisericii. Nu pot să mint în biserică, nu prea, dar mai facem uneori timp și venim. Este Buna Vestire, bătrânii știu de blagoveștenii, așa. Tradiții, obiceiuri legate de această sărbătoare? Vin berzele, atât știu, dar așa că ca și sărbătoare, spre rușinea mea, nu. De fiecare dată. Acum timpul ne permite, în măsura în care reușim să ne eliberăm de problemele zilnice, cotidiene, încercăm să venim și la biserică. Pentru ce vă rugați, trebuie? În primul rând pentru sănătate, pentru noi, pentru familie, pentru toți cei copii, absolut pentru toată lumea. Din cele 48 de zile de post, credincioșii au dezlegare la pește în ziua blagoveșteniei, dar și de florii. De această zi ne leagă o sumedenie de obiceiuri. Tradiția spune că ar fi bine să punem pe pragul casei pâine și sare pentru hrana îngerilor, care ne vor veghea tot anul, dar mai ales să nu ne certăm. Tot de Buna Vestire se aude cântând cucul pentru prima dată. În alte regiuni, gospodarii adună lucrurile nefolositoare de prin curți și le dau foc pentru a avea spor, curățenie și sănătate.